Tu cumva spui de o fată din emisiunea asta sau de două că faci fetele și că e bine? Nu, eu vorbesc de mine personal, nu vorbesc a, de... A, dar eu știu cum ești coață. Știu viața mea. Nu, ține mult în ea, nu-i coață. Ține mult în ea, pare genul no. Care păi, vorbele Mădălinei. Țin, ca să nu deranjez pe alții, că eu mă gândesc la vorbele Mădălinei, știu eu, dacă mă apuc eu să vorbesc. Dar se nervează-mă și ea acum, ce vrei? Da, nu, că îți dai seama, eu sunt robot, el e om, eu sunt robot. Mă, viața, eu sunt foarte liniștit și calm și râd și fac caterincă. Cine are ceva de reproșat? Cum? Erai. Adică? Te-ai schimbat, tu nu mai ești Nicos ăla care l-am cunoscut eu. Maria, mai spune-te da. Rog o dată. Alexandra, mă, că un exemplu, prostul. Un exemplu bun, ce? În cazul dat, ce îi cereai Alexandrei un exemplu, da? Ți-l dau eu, atunci în gală, de exemplu, când a ieșit Nicos și tu ai început să vorbești în locul lui. Aveți? Nu apărarea. Și eu am exemplu foarte mai bun. Și din acest moment, păi de când am venit eu în casă, am un exemplu foarte bun. Toată gala nu ai revenit. Și când a plecat Nicos, să vorbești în apărarea lui. A? Asta nu înseamnă că am intervenit. Dacă vorbești peste mine, păi, Alexandra, la început ai zis că de-aia aveai privirele alea cu el să-l vezi dacă minte. În continuare tot asta vrei? Dacă vreau să văd dacă, că vreau să văd dacă minte, nu, de-aia ai privirele vreau să văd dacă e sincer. Maria, asta am zis. Alexandra, da, bun, tu te-ai uitat prima dată, ai zis că de-aia te-ai uitat așa la el. Dar nu înțeleg ce privire am avut. De-aia te-ai uitat așa la el și vezi să-l vezi dacă minte. Păi ce privire am avut? Și acum iar la fel tot asta. De-aia te uiți la episod și o să vezi. Da-ți, să-ți dau o oglindă când vorbești cu el, tu nu te vezi, nu dai seama de ce reacție. Mă, tu exagerezi, pe bune că exagerezi. Tu mai ții tu cum fac când dau un cineva? Normal că știu, că mi-a luat apărarea de multe ori. Și de asta zic că nu te recunosc. Păi, și nu e vorba că mai așa, dată. Că dacă eu greșesc, tu vii și spui bun. Că uite-mă, dă, bă, asta tu e părerea mea, tu mai minte cum fac eu când dau un cineva pe știu. Bune? Da. Ai simțit chestia asta cu tine și cu George? Eu nu vorbesc de George, păi nu. Vorbesc de mine. Acum te ești deranjată de tine, ai simțit că dau un tine? Da. Exact cum o cunoști tu pe mine? Nu. Oh, mai spune-mi păi viața și ce, mea. Trebuie să aștept să primesc ceva în cap ca să spun că ai să dat în mine? Să ceva în cap? Păi și atunci... Mă Dumnezeu. Păi eu m-am certat cu dulăul emisiunii când te-a făcut urâtă, să-ți fie rușine. Păi asta zic! Păi asta zic! Asta a făcut-o Alexandra urâtă și am turnat o glătă de apă în cap la Alexandra. Știu, am văzut și eu. Păi asta și zic, și mi-am luat 3000 de înjurături. Eu asta zic, Nicos. Eu asta zic. Cum mă, eu nu vă deranjez pe voi și voi îmi dați în cap, cel puțin bărbactul. Mi-a dat bărbactul, mi-ai dat și tu. Vrei să te mint? Dacă îți dă mă, dacă îți dă mie dați în cap, atunci poți să mă bași pe mine boală, că suntem un cuplu. Dă-i în mine, înseamnă că dai și tu. Nu, orice n-am să bag care niciodată. Implică și pe celălalt. Ba da, mă, da. Eu nu le văd așa. Bă, frata. E greșeala mea, pentru că nu am mai avut relații și e prima de ce m-am supărat eu? George, eu m-am invitat cu George de la început. Nu înjurături, nu deranj, nu nimic. Salut, glume alea. Și într-o gală îmi spune, bă, Nicos, eu te respect, dar te votez. Și eu am stat așa un pic și m-am gândit, cum vine asta, respectul și votatul? Adică eu plec acasă și rămân cu respectul tău. Că trebuia să aleagă între Nicos, prietenul lui, foarte bun Alex, și Codruț, care e ca un frate. Și te-am și tras-o. N-am trebuit să știu nimic? Înseamnă că Adriana așa, știe ce sunt spate la toate astea. Să fii lipită de canata. Oh, mă trage și el, uite, la fața ei, mamă! Da, Codruț. Nu fac intenționat, dar Codruț. Uitați-vă și voi ce. Ia mai tare. Ai și râs, nu? Păi dacă îi place, nu râde. Bine, pupă. Așa da. Așa da. Dar și pupai Codruț, era dai că. Așa da. Erai de pupă. Pupă, 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 pupă. Cum te-ai simțit, Diana? Cum te-ai simțit? Nici nu te-ai așteptat. Lasă că iar îl influențezi, lasă băiatul în pace. De ce să-i dea aceeași idee? De ce să-i dea, de ce să-i dea aceleași reacții? Ai și Maria veni. Ori spărgeam ușa aia, ori una dând două. Ai înțeles? Nu-mi fie de aceea. După aia o să aibă și mai mult. Ia-ți-o fere. Dar n-ai cum să stai să nu zici nimic. Să nu faci nimic. N-ai cum. Păi pe asta m-am enervat eu. Eu nu așteaptă că n-are așteptări. Niciodată nu i-am văzut fața ei în așa mod. Nu așteaptă că n-are așteptări. Deci niciodată. Nu? Ce să aștepte că n-are așteptări? Dar zi, Alex, de ce ești așa ușor influențat? Adevărat că a picat în plasă în momentul de față. Codruț? Da. Ca să înțelegeți și voi,
De ce nu am așteptări din partea nimănui în acest moment? Am explicat chestia cu așteptări, nu știu dacă n-am cum să am așteptări când cineva m-a tras. Eu nu m-am am venit eu la tine? Nu, eu te-am chemat să tu vii, m-ai chemat, tu m-ai tras în acest moment. Eu pur și simplu stăteam la locul meu. Nu e ca și cum am venit și te-am luat de braț sau mai știu eu ce. Și el în momentul în care a văzut că tu m-ai tras, eu n-am avut nicio treabă, el s-a dus. Hai că e bine. Adică nu m-am așezat, nu te-ai așezat în brațele mele, nu m-am așezat în brațele tale. Tu m-ai tras și eu stăteam pur și simplu pe fotoliu. S-a dus fix lângă persoana care nu trebuia. Înțeleg, fix persoana care nu trebuia să. Pare rău. E împotriva umanității ca eu să dau într-o femeie care se reprezintă așa, da, care se recomandă trebuie așa. Trebuie să înțelegi că n-a fost alegere ei și tu trebuie să înțelegi că e frustrat puțin, îți dai seama, Gian, adică da, e supărat. Să aibă adică trebuie să înțelegi. George, nu cu mine. Păi cu George am. Păi dar nu, voi cu doi n-ați avut contact direct. La mine ai dat, la mine pe persoană, că ești, nu știu. Acum zi sincer, că și tu te-ai frustrat după aia, că știi că am avut dreptate. Cum? Te-ai frustrat după, dar știi că am avut dreptate. Băi, știi care a fost problema, ce o să zic. Am avut dreptate. Ce să familie? Și înainte cu două-trei zile asta mă. Asta era, frate, asta era. Acum ascultă la mine. Dar nu, că nu mă enervez, că pe bune, că de acum... Uite, purtăm o discuție într-o dar de acum exagerezi, pe bune, Nicos, exagerezi. Asta că varianta lui să-i explic o hai să-ți mai povestesc eu. A intrat Nicos într-o zi în emisiune și începe. Păi, Meda, Meda, ascultă la mine. Cu cine vorbeai? Erai online și nu mi-ai răspuns la telefon. Asta a fost cea mai mare vrăjeală de-a lui. N-am auzit și n-am mai pomenit așa ceva în viața mea, mă jur. Așa. Deci am râs cu toții, cu toții, n-ai cum. N-ai cum, Nicos. Dacă... Aia a fost cea mai mare vrăjeală și fata asta sta lângă noi, la machiaj, stătea și nu vorbea cu nimeni. Și tu vii și spui că era online și... Bunele, dacă așa mi-a arătat telefonul, e, că ești într-o altă convorbire... Lasă-mă, nu face, Nicos, cu ți-a arătat telefonul. E bun acum. Păi okay. Eu zic, iau apărarea Medei, pentru că stătea lângă mulțumesc, mine și... Apreciez. Poate nu era în același timp, fix în același timp. Fix nu, în același puțin, timp. Tu n-ai puțin niciodată pe mine, mă jur. Mă pun să dorm și dimineața am dat tata mesaj pe la 4, ce faci online și eu dorm. Pentru că aveți... Păi și tu... Da. Vrei să mă mai țin că 3 luni că dansam și am murit? Nu, că... nu. Și atunci? Nu, dar tu prin asta ai extras cam dat în tine. Tot voi să explici la băiat ca să fie în temă. Explică-i, te rog. O luăm acum când dau... Adică ce înseamnă la tine dat? Să vii să mături cu ea pe jos cu cuvintele cum vrei tu, asta la tine dat? Poți printr-un singur cuvânt să dai, Nicos. Dacă vroiam să dau, George, m-am uitat. Nicos, poți să dai printr-un singur cuvânt. George, ascultă-mă, dacă vroiam să dau, efectiv îmi dădeam fru liber imaginație și spuneam tot ce mă tăia în cap. Și ce rezolvai? Dar n-am spus că rezolv, dar asta înseamnă să dai. Eu n-am dat. Eu am punctat câteva chestii care mi s-au părut mie că trebuie punctate. Atâta tot. Nu am dat. Dacă dădeam, știi că eu las urme când dau. E uragan. Dacă la tine asta înseamnă să dai ce ai făcut înainte, e problema ta. De Romeo. Eu cred că poți să dai într-o persoană și cu un singur cuvânt. E părerea mea. Nu știu cum să spun, dar când îți era jignită iubita... Noroc, înainte să fii cu ea, eu eram cel care luam atitudine, nu tu. Tu erai? Da. Bine. Tu te făceai că plouă, nu știai ce să alegi între Mariana și Mădălina. Uite că am ales foarte bine. Bravo, Mădălina. Te felicit. Mă bucur. În momentul în care era jignită ea, știi, eram acolo și luam atitudine. Băi, da, auzi, băi, Nicos. Așa scandalagiu când eram eu, Nicos. Luam atitudine. Foarte bine ce ai făcut, îți mulțumesc acum pentru atunci. Înțelegi? Dar dacă vii și reproșezi că i-ai ținut apărarea unei femei și după aia vii și faci ce faci cu ea, că o jignești cu un cuvânt sau două, ce? Nu înțelegi ce vrei scoți în evidență. George, dar nu am jignit-o, George. Cum băi nu, măi, Nico? George, nu am jignit-o, George. Băi, Nico, jignirile sunt împărțite mai multe categorii, trebuie George, să jignești numai în jur. Jignirile este ce a făcut Codruț, spre exemplu, cu Meda. Băi, ți-am zis, pentru tine, cum a jignit-o Codruț pe Meda, te-a deranjat. Cum și tu ai jignit-o pe Mădălina prin ceea ce ai spus, m-a deranjat pe mine. Sunt fel și felul de jigniri. Ți se pare că am reacționat într-un fel la Codruț? Eu taxez pe altă parte pe Codruț. Dar ce treabă am cu Codruț? Nu înțelege el cum îl taxez, dar îl taxez pe altă parte. Nu agresiv, nu înjurături. Nicos! Nicos! Da? Vezi că ai jignit-o pe Mădălina. Înainte să vin în competiție, de a mai vorbi cu Maria, i-am spus, băi, dacă vin, vezi că o să te pun direct pe gură. Și ea mi-a spus ceva de genul, aoleu, cum să faci așa, că mă vede toată lumea. Da. Adică era rușine de un pupic, dar să înjure prin emisiune, să se bată sau să fac altceva, nu era rușine. Nu știu pentru mine e mai rău să mă pun pe cine vrea pe gură, dacă eu nu vreau asta, decât să înjur. Atunci să mă ierte Dumnezeu, înseamnă că avem o problemă. Da, avem o problemă. Pentru mine e mai rău să vină cineva pe care nu-l cunosc și să mă pupe. Da, să știi e o problemă. Nu țip la tine acum. Asta cu toate că țip. Ridic tonul nu pentru că țip sau că mă cert acum. Eu ți-am spus punctul meu de vedere. Adică trebuie să-ți fie rușine și de acțiunile tale, nu numai de un pupic. Dacă Nicos și cu Alex au inventat treaba aia pe care a zis-o Maria doar să mă îndepărteze pe mine
de Maria și să-și facă Alex loc automat. Bă, poate să fie și asta o ipoteză, să știi. Poate să fie, e foarte plauzibil. Nu știu, te întreb pe tine. Eu zic că poate, nu pot să-ți bag mâna în foc să zic că a fost așa, dar poate fi. Dar întrebarea e de ce Maria n-a venit să spună chestia aia, știi? Chestia adică aia tu crezi că i-au pus paie pe foc, ca și cum, și ar fi influențată pe Maria cumva? Nu știu, că Maria zice foarte, foarte multe chestii. Și le zice și în anumite momente nu-ți dai seama dacă zice în serios sau nu. Înțelegi? Maria își permite glume cu toate persoanele. Știu, asta da. Dar glumele alea nu știu dacă sunt spuse serios sau în glumă. Înțelegi ce vreau să zic? Bă, e ciudat. Bă, nu știu dacă ai greșit sau nu. Eu zic că nu ai greșit, pentru că mie mi se pare că Maria a exagerat puțin ieri când ai fost în casa fetelor și tu ai vorbit cu aia și cu... Tu faci chestia asta de când ai venit în competiția, adică ea te știa cum ești tu. Nu e ca și cum ai fost vreun sfânt și avea nu știu câte așteptări și acum dintr-o dată ce s-a întâmplat cu tine, de ce ești așa. Și eu mai cred că tu ești unde ești pentru că ai fost singur până acum, nu? N-ai avut nevoie de o relație ca să te ridici. Clar. Eu cred că ai plăcut-o, chiar ai plăcut-o pe bune. Păi eu am plăcut-o real, frate. Știu am și eu asta, real. Da. Și a rămas foarte dezamăgit în urma lucrurilor ăsta care s-au întâmplat. Și în continuare îmi place de-a fratele meu, dar când eu aflu că o persoană vrea să facă astfel de lucruri pe care nu mi le explic, poate să-mi placă, știi care frate, chestia? Eu mor că nu există nici cale de întoarcere. Eu cred că... Hai să zicem că poate a deranjat-o și chestia pe care ai făcut-o tu, că ai vorbit alaltieri cu fetele. Dar nu cred că a fost ăla motivul principal, pentru că n-ai cum să te superi așa de la... Că ai văzut pe copii. N-ai făcut nimic exagerat, ba mai mult le-ai luat la mișto pe nimic. Fete. Le-ai ironizat un pic, adică nu ai făcut să te dai la vreuna dintre ele sau să faci... Și mi se pare prea mult. Cred că asta a fost un pretext pentru a zice tot ce a zis după aia, ulterior. Decât să-ți fie rușine de un pupic, mai bine ar trebui să-ți fie rușine ca femeie că alegi după 5 bărbați. Eu alerg după 5 bărbați? Da. Părerea ta. Ar trebui, Nicos, cum și tu m-ai judecat pe mine când a fost vorba de respect și n-ai făcut diferența și ai luat pur și simplu și doar respectul pe care l-ai vrut tu. Și eu acum vin și spun că iau și eu jignirile pe care le vreau eu. Înțelegi? Dar tu nu vrei să recunoști asta. Fiate. Tu vrei soții pe a ta. George, tu ești liber să consideri că, cuvântul parșiv sau fals este o jignire. Da, este. Ești liber să crezi chestia asta. Îmi cer scuze, George, și pentru Mădălina. Eu nu consider că este o jignire. Eu doar am argumentat folosind aceste cuvinte pe baza acțiunilor. Ce mă deranjează pe mine? Pentru că, hai că, să zicem, Meda este abia avent în competiție. Dar eu, chiar dacă i-ai intervenit bine sau prost în discuțiile noastre, eu niciodată nu i-am adus nici măcar o jignire. De asta am și o pretenție. Bă, dacă vrea cineva să dea, bă, să dea în mine, dacă nu mai profita că n-avem la valiere în vestiar, te rog frumos. Poftim? Să știi, de la mine. Poftim? Nu mai profita că n-avem la valiere în vestiar. Ți-am jignit-o eu afară pe mine? Te rog eu! Nu, e rușine! Ești un mincinos cu mă mare! Nu ai jignit-o! Să-ți fie rușine! Ascultă-mă! Lasă-mă! Oprește-te! Nu ai jignit-o! Iubire, ascultă-mă puțin! Nu ai exagerat. Nu ai jignit-o, dar dacă mă iau după judecata ta și tu ai făcut-o falsă pe ea. Și asta ce înseamnă pentru tine? Poftim? M-ai întrebat așa. Bă, iubire. Tu vii și induci mereu că relația mea este falsă, că uite ce lucruri false, ironic. Și eu am spus mereu, nu mă interesează. Iubire, tu le aruncă și tu le înghiți pe bune acum. Eu n-am spus că ai jignit-o, cum cred eu. Eu te mai întreb încă o dată, uite, sincer acum. Tu vorbești de cuplu tău. Ai zis în vestiar că este fals? Ce-am zis? Amândoi, te întreb. Să-ți fie rușine. În continuare să-ți fie rușine. Ai spus în vestiar niciodată, că suntem fals? Niciodată. Care-i faza? De ce m-ai invitat la țigară, apropo? Păi nu, că era o discuție care nu ne aparținea. Care nu ne aparținea pe ecran și tu de asta ai simțit să mă chem la țigară, nu? Pur și simplu că am vrut, te-am întrebat dacă vrei să mergi. Ok, și în momentul în care eu ți-am spus stai că mă duc eu să fumez, după care te duci tu, de ce ai simțit să vii după mine? A, așa ai zis că te duci, da, să fumezi. Eu am crezut că te duci tu și după aia să vin eu, ca să nu ne vadă că plecăm amândoi. Poftim! Hai măi, ia și fumează țigară și lasă-mă. Deci tu mi-ai zis hai la o țigară, după care eu ți-am zis mă duc eu unde. Dar nu crea subiect, dar nu are nicio legătură ce vrei să zici. Asta este ce s-a întâmplat.
Tu ce vrei scoți acum în evidență? Faptul că ai venit după mine la țigară. Păi ți-am zis, hai să mergem și tu ai stai că mă duc acum și mă duc și să tu. Fumezi eu, după n-am care auzit. Fumezi în și fine, tu. N-am auzit, probabil ai zis, n-am înțeles eu chestia, vorbesc serios. Vrei să vorbești ceva în mod special cu mine? Nu, dar am zis ca să mergi să te... Dacă te chem la o cafea sau la... asta înseamnă că vreau ceva să vorbesc? Păi nu știu, mă gândeam că vrei să vorbești ceva în mod special cu mine. Nu, voiam să vorbesc de asta cu Codruț, că vorbeau ăștia. Ce? De ce a făcut Codruț, că s-a aruncat în brațele lor. Lasă-o să se arunce. Bravo, a căzut corect. În joc, asta e viața, ce vrei să-i fac? Tu în vestiar vii și îmi spui mie, ironic și în caterincă, cuplu fake, uite ce fake. Niciodată nu mi-am dat cu părerea despre relația ta, nici aici și nici în exterior. Bine, George, o să dau câștig de cauză și o să pledez eu mincinos aici, pentru că nu, chiar măcar nu doresc. nu mai faci afirmații dacă știi că nu sunt plauzibile. Eu știu ce am auzit, tu știi ce ai spus, ceva de genul. Așa, ai venit și ai acuzat și mai devreme că Maria spunea ceva și tu ai înregistrare. Adică dacă vii cu lucruri normale la mine, dacă vii și spui mie că eu ți-o jignesc pe Meda în afara competiției... Nu, nu am spus că ai jignit-o, pentru că eu cuvântul fals sau parșiv, sau nu știu ce ai mai zis tu acolo, eu nu le văd jigniri. E părerea ta despre noi. Băi, Nicos, tu, până și tu ai venit și ai spus că vrei să ne arăți nouă videoclipuri dintre tine și Meda, de când ne-ați împreună, să ne demonstrezi că sunteți, că nu sunteți falși. Am spus, Nicos, n-am nevoie să demonstrezi mie nimic. Ascultă-mă, am avut o dorință la început de, nu știu, am dovedit autenticitatea mea cu Meda, dar în momentul de față mă lăsați rece mai tot și nu-mi doresc să dovedesc să vă nimic. Te lasă rece, te lasă rece alți oameni. Nu mă implica pe mine în niște discuții în care știi foarte bine că eu nu am vorbit. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.